Bună seara! Iată-ne din nou. Seara aceasta nu am vești bune. Îmi pare rău că am ajuns în momentul în care va trebui să spun unele lucruri pe care nu mi-aș fi dorit să le spun. Suntem doar pe contul meu, pentru că de pe contul partidului văd că mi-a dispărut butonul de live. Nu pot găsi butonul de live. Mă voi adresa în seara aceasta cu toată simplitatea și toată modestia. Vă rog să o luați așa cum o și spun. Dar mă văd forțat să fac unele dezvăluiri. Vor fi două apeluri și o introducere. Întâi mă voi prezenta pentru cei care nu mă cunosc și nu cunosc unele lucruri despre mine. La aceasta mă refeream când am spus că aș fi dorit să nu spun unele lucruri. Al doilea lucru, sau primul punct pe care doresc să-l dezvolt, este un apel pe care doresc să îl lansez către toți factorii de decizie și autoritățile statelor care au fost copleșite de coronavirus. În final, mă voi adresa populației de rând, oamenilor care suferă, oamenilor dezorientați, oamenilor care privesc în sus, căutând o mână de ajutor. Dragii mei, numele meu real este Ovidiu Grosu. Unii dintre dumneavoastră mă știți, alții mă știu doar ca Ovis Ovidiu. Am fost forțat să iau acest pseudonim datorită presiunilor care s-au făcut pe mine atât în România cât și în străinătate. Sunt criminalist de profesie, cu specializare în combaterea terorismului și a structurilor criminale organizate. Nu am lucrat niciodată oficial în această profesie, dar am adus o contribuție majoră la combaterea terorismului în România și pe plan european. Atât cât am putut să fac. Cei care m-au ascultat au avut de câștigat. Cei care m-au ignorat au pățit-o pe pielea lor. În sensul că cei care au primit analiza făcută de mine în direcția terorismului au dezamorsat situații reale cu atentate de terorism care s-au dovedit a fi reale. Cu mențiunea că niciuna din sesizările făcute de mine și din avertizările făcute de mine nu au fost un steag fals, ci s-au materializat. În sensul că indivizii au fost prinși în fapt. Din altă ordine de idei, au fost și persoane care m-au ignorat și l-a explodat grenada, cum să spun, metaforic, între picioare. Din cauza aceasta, am fost persecutat într-un mod puțin de explicat în România, dar și în străinătate. De cine? De cei care au dorit și doresc haos, atât în România cât și în Europa. Acesta sunt eu pe plan profesional.
în ce privește combaterea terorismului. În ce privește criminalitatea organizată, sunt unul dintre foarte puținii care cunosc fața reală a crimei organizate cu conexiunile transfrontaliere. Atât în ce privește traficul de persoane, trafic de organe, sclavie, dar și spălarea banilor. Ce aș putea să spun? Este că poziția mea fermă și de neîngenunchiat mi-a atras de asemenea o serie de probleme care au dus la distrugerea afacerilor mele, la distrugerea familiei mele. Au fost 3 atentate împotriva mea, 2 prin otrăvire și una în care s-a încercat aruncarea mea în râul Olt, chiar de pe Valea Oltului. În timp ce eram cu mașina, rulam pe acele serpentine, cineva a încercat să mă arunce practic în Olt. M-a împins din spate cu mașina, în mod repetat. Dar am scăpat. Astăzi sunt în Norvegia. O țară neutră. Am ajuns aici printr-un concurs de împrejurări mai puțin obișnuit. Mă bucur și iubesc această țară. Îi iubesc pe norvegieni pentru că ei seamănă cu noi și se declară daci la origine. Casele lor, cultura lor, modul lor de manifestare este identic cu al românilor. Partea din Transilvania. Ei spun că leagul lor de naștere se află în Transilvania sau Carpatia. Aceasta despre mine pe plan profesional. Pe plan spiritual, unii m-au categorisit ca fiind un profet. Fie și așa. Eu nu susțin că sunt un profet. Spun însă că am o relație strânsă cu Dumnezeu. Chiar și atunci când eu am încercat să mă îndepărtez de Dumnezeu, Dumnezeu nu mi-a dat voie să-L părăsesc pentru că mă iubește mult prea mult și a investit mult prea mult în mine. Când investești mult în cineva sau într-o afacere, nu renunți ușor la ea. Așa am înțeles dragostea lui Dumnezeu pentru mine personal și pentru poporul român. Acum am să vă spun 2-3 lucruri care pe mulți i-au contrariat și nu au avut răspuns de 10 de ani. Acesta este momentul pe care aș fi dorit să nu-l dezvălui niciodată. Dar a sosit momentul să spun lucrul acesta. Mulți s-au întrebat dacă am fost și sunt protejat de cineva. Cum de am scăpat din atâtea belele și atâtea atentate? Da. Sunt protejat de 3 forțe. Și sunt protejat și ținut sub protecție pentru un moment anume. Pentru România și pentru Balcani. Vă spun lucrurile acestea nu ca să vă uitați la mine ca la un mesia, ci vă spun lucrurile acestea ca să înțelegeți că traiectoria celor care fac lucruri bune pentru neamul lor nu poate fi alta decât cea pe care o am eu și am avut-o eu. Încă de la vârsta de 16 ani am fost luat sub o protecție. Lucrul acesta mi-a adus o sumedenie de necazuri. Dar vreau să încep mai dinainte, cu mult mai înainte. Bunicul meu a fost persecutat politic pentru instigare. Ce fel de instigare? Spunea oamenilor adevărul. Avea gura mare, bunicul meu, deși era un om foarte înțelept.
Știa când să tacă și când să vorbească. Dar vorbea atunci când trebuia să vorbească, pentru ca oamenii să afle adevărul. Și a fost arestat în anii 40. Tatăl meu a fost cercetat și persecutat pentru instigare în anii 70. Tatăl meu de atunci. Vă rog, nu mă mai sunați în acest timp. Dacă mi-am asumat răspunderea să spun aceste lucruri, mi le-am asumat și le spun. Vă rog frumos, nu mă mai sunați în acest timp. Reiau. Tatăl meu a fost persecutat politic pentru același motiv și sub același articol de lege, după 30 de ani. A venit rândul meu. Ca în 1989, deși eram un adolescent, recent împlinit 18 ani, considerat din punct de vedere calendaristic adult, venise rândul meu să fiu eu arestat. S-a propus excluderea mea din școală, nu aveam voie să învăț, ca să nu mă pregătesc, ca nu cumva în viitor să ocup vreo funcție guvernamentală. Și exista un dicton, opriți-l, opriți-l. Dacă omul acesta ajunge unde și-a propus, face dezastru, face prăpăd. În cine? Nu între oamenii de rând. Nu între cei oprimați. Ci între mafii. Între călăii neamului nostru. Vă dau un exemplu. Dacă se întâmpla la școală să obțin o notă bună, prin greșeala vreunui profesor, venea un alt profesor și mi-a anulat nota, în așa fel încât să mă țină jos. Dacă eram scos la școală, la tablă, și știam tema sau lecția sau problema pe care mi-o dădea de rezolvat, nu eram notat. Mi se spunea, azi nu punem notă. Eram scos din nou la tablă, o dată următoare, și când nu cunoșteam să rezolv problema, mi se punea notă. În felul acesta, am ajuns că la bacalaureat mi s-a pus nota 1, deși nu am copiat. Am închis lucrarea, am semnat-o și am predat-o. După 10 minute de stat în bancă. M-am dus și am dat examen în altă parte și am trecut cu o medie bunicică, în aceleași condiții de comunism și persecuții. Astăzi sunt unul dintre cercetători în fizică nucleară și medicină moleculară, cu toate că la bacalaureat mi-au dat nota 1 la fizică, pentru că încă de atunci făcusem o pasiune din fizică. Astăzi sunt în proces de omologare a celui mai mare instrument care poate să aducă omenirii cea mai mare revoluționară știință. Să combini fizica, chimia, biologia și medicina într-o singură și nouă știință. Toate aceste lucruri mi-au adus dispreț, dar și bucurie. Unii au spus despre mine că sunt nebun. Alții au spus că sunt un geniu. Și despre Isus. Unii au spus că este profet, alții au spus că este nebun și că are drac. Aceste cuvinte m-au mângâiat de-a lungul anilor și am zis, dacă despre Domnul meu și Dumnezeul meu au spus că este nebun și are drac, El care era întruparea înțelepciunii și perfecțiunea Universului, despre mine ce au să spună? Lucrul acesta mi-a ținut moralul dincolo de linia de plutire și m-a ajutat să fiu un surfer, un supraviețuitor prin valurile și vicisitudinile vieții, dar să fiu totdeauna deasupra valurilor. Am spus că
De la vârsta de 16 ani, am fost protejat. În mod special. De la vârsta de 35 de ani, s-a mai adăugat încă o protecție. Și după alți încă câțiva ani, s-a mai adăugat încă o protecție. Acum, aș vrea să știți că am fost crescut și educat într-o viață mai dură ca a unui spartan. Tocmai pentru aceasta. Să fiu lăsat să mă descurc singur, dar s-a intervenit în forță și toți cei care au întins mâna spre mine, într-un mod periculos, au murit pe loc. Ori instantaneu, ori cineva din familia lor a trebuit să moară. Au fost situații în care m-am rugat frumos de câte cineva și am spus: te rog frumos, nu vreau să mori, fă pași înapoi. Unii au înțeles și au dat pași înapoi. Și au fost pedepsiți în măsura în care a trebuit să fie pedepsiți. Alții au insistat și au murit la propriu. Alții au regretat și au venit și și-au cerut iertare și azi trăiesc. Și eu am spus: Dumnezeu te iartă. Este normal. Fii binevenit. Dar du-te și repară ce ai făcut, răul pe care l-ai făcut. Vreau să înțelegeți că protecția pe care am avut-o și o am nu mi-a adus beneficii materiale și nu va aduce beneficii materiale. Ci am fost și sunt protejat pentru o zi anume, pentru România și pentru Balcani. N-am vrut să spun lucrul acesta, nu de teamă de a-l spune, ci ca nu cumva unii entuziasmați să o ia pe alături. Iar alții pot să spun îndrăciți să ia în derâdere lucrurile. Eu nu vă spun decât un lucru. Studiați biografia mea și veți vedea câți au murit pe lângă mine. Și câți din cei cărora le-am spus: te rog frumos, nu vreau să mori, retrage-te, au murit. Fraților, închei aceste gânduri despre mine ca să știți mai multe lucruri despre mine. Am spus că am fost educat și crescut în condiții mai drastice și mai dure decât un spartan. Cele mai dure condiții fizice și cel mai mare stres psihologic care s-a putut pune pe un om. Dacă clachezi, nu ești bun. Dacă reușești să te menții deasupra valurilor, înseamnă că știi să înnoți. Pentru condiții deosebit de grele, sunt pregătiți oameni în condiții deosebit de grele. Vă spun lucrurile acestea ca să aveți speranță. Și ca mine mai sunt mulți alții. Eu poate sunt singurul care mi-am asumat răspunderea să spun aceste lucruri. Dar vreau să știți că mai sunt mulți alții pregătiți pentru această misiune. Acum vreau să vă spun ceva și vreau să înțelegeți că vă spun din punctul de vedere al profesionistului. Ceea ce se întâmplă acum în lume este un atac terorist. Rețineți bine ce vă spun. Ceea ce acum se întâmplă în lume este un atac terorist. Cu arme chimice. Atacul terorist poate fi de ordin biologic, pardon, am zis cu arme chimice, nu, cu arme biologice, rectific. Atacul terorist este cunoscut în materia de specialitate ca fiind materializat în arme biologice, chimice, financiare
arme explozive, dar mai este unul. Terorismul agrar. România, din păcate, l-a experimentat pe toate acestea. Deși nu a știut, în România au existat și există ofițeri de contrainformații și de informații, credincioși neamului nostru, care au dezamorsat de foarte multe ori astfel de situații și nu și-au dorit publicitate. Aceștia sunt oamenii care vă protejează și v-au proteja pe dumneavoastră. Acum, vreau să vă spun că aceste scenarii pe care le trăiți dumneavoastră cu coronavirus 19 sunt scenarii bine pregătite dinainte, cu menirea de a crea haos și sunt plasate sample, adică probe, mostre, în diferite orașe și în țările care nu se supun noi ordini mondiale. Țările care au cele mai multe cazuri de coronavirus sunt țările care au dus luptă împotriva noii ordini mondiale. România nu are multe cazuri de coronavirus pentru că România stă și linge bocancii noii ordini mondiale. Și când mă refer la România, nu mă refer la dumneavoastră, cei care mă ascultați acum, ci mă refer la cei care stau în funcții de conducere, care au fost puși de noua ordine mondială să fie acolo. România nu a avut război în ultimii ani, în ultimele zeci de ani, pentru că nu s-a mai opus nicio rezistență frontală. Toată lupta care s-a dus a fost cu sacrificii și eroi muți, eroi care s-au stins în tăcere, eroi care au îngrășat pământul și nimeni n-a știut de ei. Într-o zi îi veți vedea pe aceștia, pentru că sufletul lor se odihnește și se va ridica la învierea morților. Eu sunt un creștin și pot să vă spun și ca om de știință că este imposibil ca energia noastră, spiritul nostru, care este de fapt o entitate spirituală care locuiește în această carcasă, să nu revină. Ea nu se dezintegrează. Așa, într-un abur care se descompune. Ci îi veți vedea. Cei drepți vor locui împreună și se vor bucura. Mă refer la învierea morților. Un alt lucru pe care doresc să vi-l spun este că, în ciuda tuturor eforturilor disperate a tuturor țărilor și guvernelor de a diminua efectele acestui atentat terorist mondial, cazurile de coronavirus se înmulțesc. Aceasta datorită faptului că în permanent sunt plasate noi și noi focare de infecție în diferite zone, în diferite arealuri geografice și în diferite orașe. Care este cheia? Care este cui prodest, se spune în materia de specialitate? Adică cui folosește? Vă spun despre ce este vorba. Popoarele au ajuns la concluzia că este timpul să facem pace și să trăim în armonie. Dar mai este cineva care a spus și spune că populația lumii trebuie să fie diminuată ca să se poată exercita un control absolut asupra ei, financiar, dar și social. Controlul acesta financiar a fost luat deja. Mai sunt câteva situații în care se opun unii din interese legitime, din reflex practic.
Pentru ce este creat acest haos? Pentru că am fost și sunt specializat și în combaterea spălării banilor și cunosc circuitele, macrocircuitele financiare criminale, am dreptul să mă exprim și pe acest domeniu. În haos, companiile mici și mijlocii, adică IMM-urile, își pierd puterea, își pierd clienții, își pierd angajații, doar din cauza unui zvon. Într-o isterie generală ca aceasta, bursa se dezechilibrează, valoarea companiilor coboară și atunci vin rechinii mari, multinaționalele, și cumpără tot în jurul lor. La noi s-a procedat în felul acesta mult mai de mult. Când a fost distrusă piața agricolă a micului producător, a PFA-istului și a persoanei individuale, care avea dreptul să producă și să vândă pe piață. Prin controle permanente pe piață, prin amenzi exagerat de mari și de multe, așa au fost distruși micii noștri producători. La fel se întâmplă acum în macroeconomie, în economia mondială. Totul este pentru goana după bani. Sfântul Apostol Pavel spune că iubirea de bani este o închinare la idoli și cei ce vor să se îmbogățească sunt străpunși de chinuri în cugetul lor, adică nu au somn, nu pot să doarmă din dorința de a face bani, 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 mai mult și mai mult și mai mult. Acum, că v-am spus aceste lucruri, am un mesaj către militari și către autorități. Le spun celor de la conducerea țărilor și fac o paranteză. Vă rog, transmiteți pe YouTube, îmi asum răspunderea, așa cum mi-am asumat răspunderea și pe 10 august 2018 pentru ceea ce spun. Îmi asum și acum răspunderea. Copiați, vă rog, acest mesaj și traduceți-l, transmiteți-l pe YouTube, pe Facebook, pe toate căile de socializare și canalele de comunicare. Ziariștii care sunteți acum și mă urmăriți, în ascuns, sau cei care veți viziona acest live, transmiteți mai departe, pentru că ceea ce vă spun este real. Iată ce doresc să le spun în mod direct autorităților din țările care sunt afectate de coronavirus. Faceți pași înapoi. Altfel, veți muri. Ascultați-mă ce vă spun. Nu este vorba de teoria conspirației, ci este o realitate. Apărați-vă poporul. Pentru asta ați fost și sunteți în aceste momente. Vreau să înțelegeți că omenirea se află într-un război mondial biologic, care este mult mai perfid decât războiul cu explozivi. Pentru că nu știi cine te contaminează și nu știi cine urmează să moară. Așa cum am spus și altora, fă pași înapoi, te rog frumos, de ce vrei să mori? Așa vă spun și vouă. Vă spun celor din Guvernul României. Încetați cu mascarada. Încetați să mai isterizați poporul. Încetați cu bazaconile de curte marțială și nu știu ce. Pentru că această curte marțială vă va judeca pe voi. Acesta este mesajul meu. Veți fi judecați chiar sub imperiul legii pe care ați promulgat-o acum. Dacă nu mă credeți, uitați-vă în urmă și vedeți câte din lucrurile pe care le-am spus
au rămas neîmplinite. Iar când eu am ieșit în spațiu public să spun astfel de lucruri, am ieșit în spațiu public să le spun pentru că n-am mai avut altă soluție de a vă conștientiza. Vă repet, faceți pași înapoi sau veți muri. Acum mă adresez militarilor. Militari, sunteți ostași ai țărilor cărora le-ați jura credință. Nu ați jura credință unor guverne. Nu ați jurat credință unor psihopați. Ci ați jura credință țării. Iar țara este constituită din cetățeni și teritoriu. Acum aveți la îndemână legea marțială. Acum aveți posibilitatea să demonstrați că sunteți bărbați și femei. Acum aveți posibilitatea să demonstrați că puteți pune în aplicare pregătirea și investiția de ani de zile care s-a făcut în voi. Arestați-i pe toți cei care au adus acest virus în aceste focare, pentru că îi cunoașteți. Îi știți cine sunt. Arestați-i pe toți cei care promovează și întrețin această stare de haos. Arestați-i pentru că se fac vinovați de acte de terorism. Arestați-i pentru că se fac vinovați de atrocități. Dacă nu faceți lucrul acesta, veți fi delegitimați pentru totdeauna înaintea popoarelor și înaintea țărilor cărora le-ați jurat credință. Vă repet, nu ați jurat credință guvernelor, ci ați jurat credință țării și poporului din care sunteți. Acum mă voi adresa populației civile. Fiți calmi. Fiți raționali. Nu vă lăsați târâți în haos, pentru că aceasta se dorește. Criminalii doresc să ajungem să ne mușcăm unii pe alții, să se creeze o isterie generală și o paranoia de masă în care să nu mai putem avea încredere unii în alții, să ne suspectăm unii pe alții de fapte imaginare, de filosofii imaginare, etc. Nu cădeți în capcană. Sunt laboratoare specializate de zeci de ani de zile în manipularea maselor. În aceste laboratoare lucrează doctori în psihologie, doctori în filosofie, doctori în sociologie. Și știu cum să manipuleze masele. Dar voi aveți un singur atu puternic. Voi știți să iubiți. De aceea vă spun, iubiți-vă unii pe alții, ajutați-vă unii pe alții, uitați-vă cu îndurare unii la alții și nu le faceți jocul, pentru că dorința lor este să ne canibalizăm unii pe ceilalți ca să se poată implementa ceea ce ei doresc să se implementeze de multă vreme și acea nouă ordine mondială sub un singur guvern. Președintele Trump a spus că viitorul este al naționaliștilor. Da. Dar va fi al naționaliștilor
Dacă dumneavoastră vă iubiți nația căreia i-ați jurat credință, ca militari, ca politicieni, iar civilii sunt naționaliști dacă îl iubesc pe Dumnezeu. Nu poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu și nu ești naționalist. Pentru că însuși Dumnezeu spune să te rogi pentru țara din care faci parte. Să te rogi pentru guvernanții pe care îi ai. Pe unii Dumnezeu să-i protejeze, pe alții să-i dea la o parte. Un alt aspect. Nu dați ocazie, acum că se introduce legea marțială țară după țară, această lege marțială se introduce tocmai ca să poată porni o teroare, spaimă. Nu dați ocazia să fiți arestați, pentru că veți fi umiliți într-un chip îngrozitor și veți fi mediatizați și veți fi expuși publicului, oprobiului public, prin mașinăriile de propagandă, de denigrare a televiziunilor și a ziarelor. Dacă vi se spune să stați în casă, stați în casă. Sunt țări care au adoptat această regulă. Celor care locuiesc în țările în care s-au dat legi care impun izolarea, izolați-vă. Stați în casă. Cei care aveți dreptul să circulați pe stradă, pentru că sunteți în țări unde nu s-a impus această lege, circulați pe stradă, dar evitați contactul fizic. Pentru că suntem sub un asalt terorist cu arme biologice și nu știi cum poți tu însuți să fii purtător de virus. Vă repet, cei care faceți parte din țări cărora li s-a impus această lege, da, stați în casă și protejați-vă. Nu dați ocazia să fiți batjocoriți în public prin arestări și televizări. Cei care aveți dreptul să circulați pe străzi pentru protecția dumneavoastră, vă spun, protejați-vă. Păstrați o igienă maximă. Singurul lucru care îl puteți face și nu costă nimic este să vă spălați pe mâini și să vă faceți duș mai des dacă aveți condiții. Și pe față, să vă spălați cu săpun. Acum v-am spus aceste lucruri. Vă voi spune două, trei lucruri ca să înțelegeți ce se întâmplă cu țările care nu vor să se supună. Eu locuiesc în Norvegia și am spus că iubesc Norvegia. Este o țară minunată, chiar dacă are și ea uscăturile ei, derapajele ei, pentru că și aceasta vine tot dintr-o luptă cu forțele oculte. Norvegia a fost, este și va rămâne o țară puternică, pentru că au știut să fie neutri, să-și aleagă ca poziție neutralitatea. Dar a fost pedepsită crunt zilele acestea. Norvegia are peste 1000 de cazuri de coronavirus și are câteva cazuri de decese. Dar n-am văzut isterie pe străzi. Oamenii merg pe stradă, sunt oameni decenți, se respectă, păstrează distanța, se salută de la distanță, autobuzele circulă, metroul, trenurile, tramvaiele, oamenii merg la picnic, se respectă și pentru aceasta coroana norvegiană
în 2 zile a scăzut cu 30%. Pentru că nu vrea să adopte stilul alarmist, isteric. Danemarca și Suedia, deși sunt din comunitatea scandinavă, au adaptat această măsură alarmistă, dementă. Corona daneză și corona norvegiană n-a scăzut. Franța este lovită de un tsunami financiar din cauza isteriei creată de Macron, care este o slugă oarbă a asasinilor economici mondiali. Vestele galbenei s-au opus. Francezii au ieșit în parcuri și au început să socializeze în reacție de recul, practic. România o avea un caz, două, de decese și câteva sute de cazuri de contaminare. Credeți că aceasta este realitatea? O fi și asta. Dar pentru că este obedientă, nu este pedepsită. Ați înțeles care este logica? Ce avem de făcut? Și cu asta închei. Nu vă lăsați dezbinați. Acum este momentul să ne unim și mai mult. În această criză, când oculta mondială a încercat să distrugă spiritualitatea omenirii, omenirea mai mult se unește. Pentru că ne-au izolat în case și se întâmplă două lucruri. Când stai în casă, ai timp să meditezi. Fiecare în felul lui. Creștinii se roagă, budiștii se roagă, musulmanii se roagă, yoghinii fac meditație. Tot o formă de contemplare, de meditație este. În aceste momente, oamenii au timp să reflecte și să-și facă un proces de conștiință fiecăruia, dar și globală. Ei nu și-au dat seama că întotdeauna aceste reacții, când omul stă și se gândește și se așează, când face liniște în mintea și în inima lui, el se cimentează, se sedimentează, își prioritizează evenimentele în viață și ia decizii. Am să vă spun ceva. V-am spus și am transmis acest mesaj guvernelor care participă la acest genocid. Veți muri. Vă explic cum. Cei cărora le-ați distrus afacerile vor angaja asasini care vă vor urmări și vă vor omorâ. Cei cărora le-ați omorât familiile și rude și iubiți din familiile lor, vă vor omorâ pe oriunde vă vor găsi. Pentru că sunteți cunoscuți. Ați avut timp să vă etalați și să vă erijați în lideri de opinie și lideri politici și ați avut posibilitatea să bateți cu pumnul în masă și să-l strangulați pe cel ce cerea apă și pâine. Iată că toate aceste lucruri se întorc împotriva voastră. Acest avertisment îl fac din datoria mea profesională, pentru că sunt profesionist în combaterea terorismului, atât în macro și micro, am această datorie să vă spun. Faceți pași înapoi sau veți fi urmăriți până dincolo de mormânt de cei cărora le-ați distrus afacerile și le-ați omorât pe cei din familiile lor. Noi știm că sunteți în cârdășie cu cei care au plasat aceste mostre de virus în diferite orașe și în diferite țări. Și populația știe acest lucru. Am mai spus într-o altă situație că generațiile se schimbă. Și cei
pe care acum îi oprimați vor fi judecătorii voștri. Nu m-ați crezut. Așa cum v-am spus și că unii procurori vor face body jumping de la etaj. Și așa s-a întâmplat. Cât de nebuni trebuie să fiți și cât de orbi trebuie să fiți în fața realității, să nu înțelegeți când vi se dau exemple și mostre și probe una după alta, una după alta, ca să înțelegeți că urmați voi acum să îngrășați pământul. De aceea fac acest apel disperat în numele acestor trei forțe care, uite, mă țin în viață. Opriți-vă, nebunilor, sau veți muri ca și ceilalți dinaintea voastră. Mai aveți această șansă. Opriți-vă, nebunilor! Ați încercat să diminuați populația Pământului. Peste 9 luni veți avea o explozie demografică. Pentru că oamenii stau în casă și se iubesc și fac copii. Ați încercat să distrugeți ideea de existență a lui Dumnezeu, a unei divinități atotputernice, generatoare de iubire și de ordine, de toleranță. Și iată că în loc de ură, oamenii se întorc unii către alții și își zâmbesc și se uită compătimitori unii la alții. Și salutul acum nu mai este să fii iubit, ci este ai grijă, protejează-te. Asta înseamnă că mie îmi pasă de tine. Nebunilor, chiar nu înțelegeți că totul se întoarce împotriva voastră? Atât am avut de spus.